mulțumim companiei La Fântâna, care a susținut financiar editarea acestei cărți, și ne bucurăm că pe lista de preocupări a acestei companii se află promovarea și susținerea valorilor românești autentice. A umblat cu rucsacul în spate lungi zile, săptămâni și luni, tocmai ca să vadă direct pe teren ce s-a întâmplat cu mii de ani, cu cel puțin 2000 de ani în urmă. Dan a perceput nevoia de schimbare în construcția mesajului. La Dan găsiți date, la Dan găsiți ordine și logică, la Dan găsiți izvor de fapte culese din realitate. Cu siguranță această carte se înscrie pe linia recuperării adevărului istoric. Este o carte care vine cu mici sau mari revelații, izvoare istorice pe care cu siguranță le descoperim cu această ocazie și care ne oferă o altă perspectivă asupra celor realități. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezență și le mulțumesc celor care au vorbit atât de frumos despre această carte. Sunt sigur acum că mii, sute de mii, milioane de strămoși ai noștri se bucură că în acest loc și în acest spațiu, în acest timp, 80 sau 100 de persoane s-au strâns în jurul unor idei de a le omagia memoria și faptele. Între cele două cărți sunt diferențe majore, a spune atât ca formă, cât și ca conținut. Este o diferență și de conținut. Multe capitole sunt noi, mai ales cel despre Zalmoxis, care este un capitol distinct și poate dacă ar fi scos din carte, ar putea fi el în sine o carte.